Și mai este Evrei capitolul 6. Nu știu dacă ați auzit și de Evrei capitolul 6. Noi uităm rapid și la asta, pentru că vă gândiți la o întrebare. Zice așa. Și care totuși au căzut, versetul 6, și care totuși au căzut, este cu neputință să fiți noi țeași. Cine de aici care întors la Dumnezeu nu a căzut vreodată? Deci că este cu neputință să fiți înnoiți. Iar. Acum, înnoirea, nașterea din nou, vă întreb pe voi, de câte ori are loc în viață? O singură dată, nu? Nu mă, că e cu neputință să fii noi de altă. Că ești înnoit odată. De ce te duce să fii înnoit? Dar uitați-vă ce spune Pavel, de exemplu, la început, că mulți oameni citesc la versetul 6. De aceea să lăsăm adevărul începutare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Fără să mai pune din nou temelia sau baza pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Dacă tu ai căzut, ai făcut un păcat, ce faci? Te duci din nou să te convertești? Pavel, nu mai pune baza, Domnule! Ai pus-o odată. Lăsăm adevărul începutoare, nu mai punem baza pocăinței și a credinței. Nu, nu mai trebuie să credem în Domnul Iisus și să ne pocăim cu fiecare zi. Vorbește despre temelia, despre evenimentul convertirii. Nu te convertești de fiecare dată când ai păcătuit. Zice, am păcătuit, iar am făcut lucrul ăsta. Cred că nu m-am pocăit bine de la început. Nu, nu aveți experiența asta. Sunt foarte mulți oameni. Bă, am făcut acum, chiar am făcut-o grav. Eu cred că nu s-a convertit cu adevărat. Și se duce iarăși tot umblă pe la temelie. Imaginați-vă un om care face o casă și zice, bă, n-am prins raftul ăsta bine în casă. Și asta foarte duce cu rotopercutor, îți bagă la temelie. Scrie casă. Ce faci, mă? Nu stai raftul ăla acolo. Pe... Ce treabă are? Ce umbli tu la temelie? Ce cauți tu la temelie? Atât ai băgat alea în gipsul gol. Na, ce vrei să stea? Cheamă pe cineva care se pricepe, dacă nu știi, da? Cam așa erau oamenii ăștia. Am căzut. Nu sunt născut din nou. Nu sunt mântuit. Nu sunt pocăit. N-am crezut niciodată în Domnul Iisus Hristos. Înapoi la temelie. Și Pavel spune, nu mai facem lucrul acesta. Nu mai punem din nou temelia. Și dacă ai căzut, spune el, lăsăm adevărul începătoare, da? Învățătura de ispășire și așa mai departe. Și zice, mergem spre cele desăvârșite și vom face lucrul acesta dacă va vrea Dumnezeu. Cei care interpretează textul ăsta ca și cum nu mai ai nicio șansă după ce ai căzut, îi întreb eu, ce înseamnă promisiunea asta lui Pavel? Și vom face lucrul acesta dacă va vrea Dumnezeu. Vom face lucrul acesta, după aia un verset spune, bă, ai căzut? Ras! Salut! Dar nu spuneam așa, ți-am dat siguranță mântuire pentru 5 minute. Până la urmă ți-ai spus câteva, nu mai ai nicio șansă. Da? Nu! Ceea ce eu înțeleg că spune pasajul, sunt foarte multe interpretări, ceea ce înțeleg clar că spune pasajul este că un om care a căzut, nu se întoarce din nou să umble la temelie, la începutul vieții sale de credință, ci din punctul din care a căzut, se duce spre cele desăvârșite. Mai ales dacă luați imagine pe care Pavel le folosește în capitolul 5, pe care oamenii nu-l citesc, și care este înainte de capitolul 6, care are legătură cu capitolul 6. Pavel descrie starea acestor oameni și spune el la un moment dat, versetul 12, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință să vă învețe cineva cele din tine adevărul ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte și de hrană tare. Dacă tu rămâi repetent. Ce se poate rămâi repetent? Se poate, nu? Da, dacă rămâi repetent în clasa 4, nu te trimite în clasa 1. Ce spune Pavel? Dacă ai căzut, nu te duci de la capăt la clasa 1. Și din punctul acesta mergi spre cele desăvârșite. Băi, cu ce nu te pricepi? Cu ecuațiile de grad minus, place matematica de loc. Cu ecuațiile de grad ce? 2. Da, nu te duci la ecuația de gradul 2. Rămâi la alea, le rezolvi pe alea și te duci înainte. Nu te duci înapoi și te duci. Hai să vă spun. Nu știi ecuația de gradul 2. 1 plus 1 e egal cu 2. Uite, 1, 2. Bă, dar ce treaba mea cu asta? Nu am căzut la examenul ăsta. Și eu am altă problemă. Înțelegeți? Asta era problema cu oamenii aceștia. Aveau nevoie să învețe așa. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Problema lor era o problemă de maturitate. Nu de mântuire, de maturitate. Nu este obișnuit. El trebuia să fie învățător, capabil să spună altora și el avea nevoie să fie el învățat. Este o problemă de maturitate, nu de mântuire. De maturitate. Pasajul despre maturitate vorbește, da? Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea căror judecată de maturitate vorba, s-a deprins, da, de maturitate vorba, prin întrebuințare să deosebească, să discearnă de maturitate vorba Dumnezeu. Și oamenii ăștia nu crescuseră maturitate. De asta, în sensul ăsta, a căzut că a rămas la un anumit nivel, prin el trebuia să meargă mult mai departe. Și de aici apare și spune, mă, nu mai începe să discutați iară. Despre botez, despre judecata viitoare, despre învierea morților. Băi, te crede lucrurile astea. Vreți să vă maturizați? Începe să vă obișnuiți cu alte lucruri mai grele. Că Pavel zice, versetul 11, asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, nu că predicatul era problemă, ci că v-ați făcut greoi la pricepere. Asta era problema. Despre asta vorbește Evrei capitolul 6.
Sunt oameni care erau imaturi, imaturi, și care nu trebuiau să ducă sucul la temelie ca să se maturizeze. Și să se obișnuiască cu hrana mai tare, să înceapă să mănânce lucruri mai grele.